S-a simțit vreodată soțul intimidat de tatăl tău, al fetei? Hai că știți cum e prima întâlnire. Te aduce acasă, tată, el e. Cu el mă mărit sau tată, sunt însărcinată, ce să fac? Cum a reacționat tatăl? Cum l-a simțit soțul tău pe tatăl tău? Nicoleta și Vali, să vedem. Să vedem. Nu, zice. Nu, nu este cazul. De ce nu este cazul, Nico? Vali? Tatăl tău? Care? Tatăl tău? Este în viață. Aoleu, de câți ani? Pare rău, ne spuse rău. De mult, aveam 18 ani. Și Vali nu l-a cunoscut? Dar de ce a decedat tatăl tău? Te spui? Mi-a părut așa fost. De ce? Carnează-te. Nicoleta, da, că vine să plânge, astea sunt niște lucruri atât de normale și de dureroase încât nu e o problemă. Nu știm. Cum nu știi? S-a culcat și s-a mai trezit. Pe cum? Și n-avea nicio afecțiune, nu s-a așteptat nimeni? A murit în somn? Doamne, ferește. Tu mai ai frați sau surori? Da. Mai mici? Nu, mai mari. Mai mari. Un șoc pentru toată lumea a fost. Mama ta ce a făcut, săracă? Greu a trecut, dar sunt ani de atunci. Ne-am revenit cu toți. Îmi pare nespus de rău, Nicoleta. Stai că n-am vrut. Acum ce să fac? Uite, ați spus amândoi nu, am înțeles situația. E cu atât mai grea cu cât nu te aștepți. Da. Adică te culci seara sănătos și dimineața nu te mai trezești. Asta e într-adevăr șocant. Dar... A fost greu? A fost greu. Asta e viața. Mai devreme sau mai târziu, toți trecem prin asta. M-am dat 10 puncte. Oana și Ruben. Hai să vedem. S-a simțit vreodată soțul intimidat de tatăl tău? Ruben. Nu. Dar de ce? Ei, nu l-am cunoscut. Sunt divorțat. A, nu l-ai cunoscut. Oana. Da. Părinții mei sunt divorțați de când aveam eu 3 ani. Și... a dorit să păstreze legătura. Tu nu mai știi nimic de tatăl tău? De atâția ani? Suntem din același oraș, adică din Vulcan, de unde sunt eu. De multe ori am trecut unul pe lângă celălalt. Nu are nicio reacție față de mine, așa. Și niciodată, de când au divorțat ai mei, nu a fost să mă caute sau să își dorească o apropiere între mine și el. Da, ești singurul lor copil? Da. Nu, adică singurul lor copil. Eu mai am 2 frați, vitregi, cu 2 mame diferite. Cum așa? Da, tatăl tău s-a recăsătorit 3 frați, de 3 mame și un singur tată. Deci tatăl tău s-a recăsătorit, da, după aceea de 2 ori. S-a recăsătorit, dar apoi de 2 ori. Și cu frații aceia el păstrează legătura? Cu unul dintre ei el păstrează legătura. Pe acelea l-am cunoscut și eu acum 2 ani, în intermediul internetului. El a intrat pe mine, pe mama lui eu o știam, dar pe el nu. Așa ne-am cunoscut. Și încă unul de care știți, de Caracal, de acolo era. Aha. Pe care nu-l cunosc. Știu că eu sunt cea mai mare, mijlociu cel din Caracal și cel din Vulcan este cel mai mic. Și mama ta de la 3 ani, de când avea 3 ani, nu s-a recăsătorit niciodată în atâția ani de zile? Și ea te are doar pe tine, da, nu? Pe mine, da. Și pe nepoții și ei, da, pe care, da, sigur că îi iubește ca pe ochii din cap. Am înțeles acum de ce nu a cunoscut Ruben pe tatăl, da, socru. V-am dat 10 puncte. Ana Maria și Andrei. Hai să vedem. Nu s-a simțit, nu, zice. Cum e tatăl tău, Andrei? Spune că locuiți cu el în casă, nu? Nu. Nu? Nu. A, el locuiește în casa lui și voi? Da. În casa voastră? Separat. Și cum a primit-o pe Ana Maria, ca și noră? Foarte bine. N-ați avut niciodată probleme? N-am avut niciodată, din prima, de când i-am cunoscut, m-au primit foarte bine. Te simți mai apropiată de tatăl lui decât de mama lui? Da, pentru că îl vedem foarte des, foarte des. Mergeți să-l vizitați? Deci și el la noi și noi și da, mult mai apropiați. Bun, hai să...